Să nu mai dați din palme, că faceți curent și cad. Hai, bă, că glumă. Mă uitam la vârful Sandel. Cum cântă ăsta, cum fluieră. Și eu prostul mi-am cumpărat sticlete. Dacă eram mai mic de înălțime, făceam și colivir, luam acasă. Am să vă rog să mă iertați că am... Ce trebuia să zic, bă, frate? A, dar trebuia să zic cu începutul. Nu pot să vă spun bună seara doamnelor, domnilor, pentru că nu se mai folosește cuvântul de domn. E o jignire, că domnii sunt la pușcărie, n-ați văzut? Și atunci vă zic, bine v-am găsit, vă cer iertare că m-am prezentat, nu pentru asta trebuia să spun, că mi s-a spus din regie, pentru care nu mă cunoaște, să știți că stau cu fața. Deci vreau să vă spun, să mă iertați că am cam băut. Am băut, băi, asta e adevărat, am băut. Eu, dacă nu beau, nu mai ia liftul. Și să mă iertați că m-am prezentat în fața dumneavoastră băut. Dar eu, în starea asta, reprezint poporul român și simptomele lui. Pot să vă spun cu mâna pe inimă că la ora asta jumătate din poporul nostru e beat, jumătate nu e în țară. Sunt foarte mulți în Spania la cules de căpșuni. Așa zic țigarii acolo la portofele, căpșuni. Am un prieten, a culeas prea multe, i-a dat 7 ani. A depășit norma. Am băut pentru că suntem în post de 25 de ani. M-am îmbrăcat cu ce am votat, să dea drag, uitați-vă, 25 de ani scrie pe mine. L-am întrebat pe un popă, post, ce n-am voie? Aia, ok. Băutura am voie? Nu? Cât coprinde. Să rămâna. Muieri? Asta s-a uitat la mine și zice, da, dar să nu fie gras. Mi-am luat aminte de... Că mai sunt 2 săptămâni, Paștele. Acum un an de zile de Paște, mi-am bătut frigiderul de foame. Mă întâlnesc cu un vecin. Să uite la mine, ăsta are lovele. Și zice, ce faci, vecine? Ia zi, dă fuma, mai bei? Zic, de când n-am mâncat, nici nu mai știu dacă mai am dinți în gură. Zice, ia de la mine, mi-a dat 200 de mii, cum era bani pe vremea aia, și du-te, ia să te băut, să nu-ți iei de mâncare, că mori. M-am dus la alimentară, mi-am luat 2 sticluțe de coniac Crucea Roșie. Am băut prima sticluță și la a doua s-a declanșat foamea din 1907. Flămând cum eram, m-am dus la frigider, i-am deschis ușa, mi-am aruncat ochii în el și în el nimeni. I-am zis, și Godie, te am de 25 de ani, nu știi să faci decât fric? Nu faci tu încârnat un ou? L-am bătut, l-am zăpăcit, dimineața am tăiat conductele, am băut amoniacul, în timp ce eu băteam frigiderul, vecinul tăia mielul. De unde ți-a luat miel? De la second hand. L-a luat mai ieftin, că avea defecte. L-am întrebat după Paște, ce defecte a avut mielul ăla, bă, firaradacu? Zice, nu știu, bă, dar până să-l tai, mi-a lătrat toată noaptea în balcon.
era rasa Caniș. Bag și eu o melodie, dar de, nu știu de mi-am pus CD-ul. Ăla, rotița aia pe care, nu știu, cred că am băut. Trebuie să mă ajutați să dați aici, s-au ținut congresele. Cred că n-ați uitat, că mă uit la vârste, la, n-ați uitat cum dădeați cu... Deci trebuie să mă ajutați să dați din palme, așa, pam, pam, pam. Știți melodia? Deci, am băut și-am să mai beau, ai, diri-diri-dam, daira, până-mi face mațu, miau, măi, tam, diri-diri-dam, daira, și stomacul cu curigo, tarara, la diri-diri-da, să mă duc acasă cu dricu. E mai ieftin o mormântare decât o nuntă. Și bărba, bărba ăla, să te însori pe foamea asta? Să-ți aduci în casă ronțăitoare de bani? Mai bine bei, dragul. Și vezi cum e viața, o vezi mai altfel decât o văd aia care nu beau. Aia care nu beau sunt triști. Vă realitatea. La televizor nu mai ai ce să vezi. Ne arată în fiecare zi că mai intră unul la prânăie. Păi, dar asta mă întreb. Băi, bagă la prânăie, dar lovele nu le iau înapoi. Ce pușcărie asta, bă, frate meu? Suntem cea mai bogată țară din lume, fraților. Se fură de 2000 de ani din ea și tot mai e ceva de furat. Stau și mă întreb la cât s-a furat, cum dracu de n-am căzut după glob. Toți fură să dea dracu. Băi, întrebarea e, fură, fură, dar unde duce? Ai văzut? Nebunul ăla și-a făcut casă cu pereți din tablouri. Au furat asfaltul. Dacă stai să te gândești și să te întrebi, cine fură, mă? Te duci la poliție? Te să fii tâmpit. Că-ți mână-mână. Și ce faci? Vă învăț eu că eu m-am gândit, că am și momente când nu beau și mă gândesc. Aștepți 4 ani să vină alegerile. Și te uiți pe gard și pe stâlpi și sunt toți. Toți care fură, să dea dracu dacă nu sunt toți, unul nu lipsește. Ăia care au furat cel mai mult au benere. Începătorii hârtiuțe. Dar toți vin la noi, la tâmpiți, că pune ștampi la voi. Am avut parte în țara asta numai de președinți care au iubit poporul ăsta ca cioacă pe Erodia. Și ce mai o să facă ăștia cu noi? Iohannes Bach ăsta, cum îl cheamă, să ne ascundă. Și după aceea când iese Diaconescu din Pârnaie să-l pună să ne caute. Am avut parte numai de președinți? Dom'le, defecți toți. Mă că aminte că am prins vremea și dumneavoastră ați prins vremea. Ceaușescu, cum avea gura strânsă aici, cu buza în jos, vorbea aici, dom'le, vorbea până să oprea curentul electric. Și se lucea, aș vrea ca situație. Și de ce avea, și era defect, avea buza asta în jos? Că era cizmar de meserie și ai ținea cu ele. Și între congrese îi mai punea un plachiu lui Coanaleana.
A murit, l-a mierlit ăla de șeful FSN-ului, Ilescu. Ăla a râs de noi 16 ani. Bă, frate, eu n-am televizor acasă, dar îl vedem pe vitrine. Când vorbea, râdea. I-a zis într-o seară să-i mulțumesc lui Dumnezeu că ai urechi, că ești în stare să-și râzi de jur împrejurul capului. După vreo 16 ani, noi, poporul mai grei de căpșor, ne-am dat seama că e cam hoț și mecheră caghebista, baba asta caghebista, și l-am ales pe ăla cu cioc. Pe Cioc Standinescu. Tot poporul, că așa suntem noi duși cu pluta, tot poporul nici nu l-a înscăunat bine la Cotrogen și îi ziceau țapu. I-am zis țapu, da sau nu? Da, dar am stat 4 ani în capră. Cine nu aplaudă, îl mai doare încă. Uite, domnul cu ochelar. Am scăpat și de la și l-am ales pe tamponat. Pe Băsescu. Ăsta a venit la universitate și ne-a zis să trăiți bine. Dar dracul nu ne-a zis de când. Suntem o țară fantastică. Pe cuvântul meu, nu? Îmi spune un prieten al meu, zice, s-a dus pe fie țărâna beton armat, zice, de Ceaușescu. Am scăpat dracului și noi de muncă, mai ne odihnim, mai... Că pe vremea lui ăla munceam de ne săreau capacele. 7 zile din 7 munceau românii. Este sau nu? Am muncit 7 zile din 7? Da? Vedeți? Ei, de-aia nu mai e de lucru în ziua de azi. S-a terminat tot atunci. Acum poporul, mațul, soare. Suntem în comunitatea europeană numiți francofon. Nu se mai vorbește românești în România, se vorbește biling. Nu știu ce înseamnă, dar îmi place cum sună. Triling. Au când intri în România, nu mai scrie în românește, bine ați venit în România, scrie în franceză. Vive la liberté, fraternité, foamete. Îmi place că vă place politica asta. Să dea dragul, mi-a spus cineva, să face politică până și în WC-uri. Să screme lumea. Poate salvează țara de la nenorocire. Mi-a zis, am un prieten care este medic, anestezist, curetist în mijloace de transport. Se urcă, te anesteziază la portofel, te curetează, te doare de-abia acasă. Când ți-a trecut anestezia și vezi că nu mai e portofelul. Îmi zice la jene, la cât se fură în ziua de azi în România, dacă exista aici pustiu Sahara și ce se întâmpla? Zic, nu știu. Ponta importa nisip. Doamne, ce zici cu țara asta? Da, dracu, stăteam și mă gândeam la ei așa că... Îi vezi, ne-au luat locul nouă actorilor la televizor, sunt numai ei. Apare. Dacă n-apare, îl bagă pe Guță. Ăsta și cu ăla de la Strehaia, războiul celor două roze. N-am nimic cu mameliști ăsta, marineliștii, Doamne iartă. Dar gândeam așa, mai e un pic și vine primăvara. Cel mai fericit anotimp pe care îl trăiește românul. Primăvara. Când te duci tu în piață și vezi tarabele pline de urzici. Ștevie, lobodă.
după buzunar, mănâncă toată lumea în primăvara. Până după 25 de ani de verdeață. M-am întreat acum vă două zile la dege și în loc de sânge a curs clorofilă. E bine în România. Ei se laudă că au făcut, au dres. Fii atent, eu i-am stilizat. Vi spun acum. Să întâlnesc cei trei. Fiți atenți că ați înțeles, da? Escu, Escu, Escu. Și vorbesc între ei. Ăia, ăla, nu ăsta. Au schimbat cărțile de istorie, au băgat pe toți să se nu scrie nimic de noi. Noi care am băgat România în uie, noi ce am făcut, am nenorocit România. Dracu să ia, să fiți scris ceva acolo, să rămânem și noi în istoria României, la care le spune. Să ai dracu, potoliți. Vom rămâne veșnici. Și ce facem, vă? Ce facem? Nu ne trebuie să scrie în cărți, vă, că își dea schimbă cărțile de la an. Scoatem timbre cu noi, vă. Cei mari, cei trei mari președinți, Escu, Escu, Escu. Când a auzit, a zis, ești deștept. Au scos timbre cu ei. După o lună, se duce la poștă. Timbre cu președință aveți? Poștărița, da. Se vând? Nu. De ce nu se vând, mă? Pentru că nu se lipesc, domn președinte. Nu se lipesc? Dăm cu acel timbru și plicul. Ia timbru, scuipă, pune pe plic. Uite, fă, că s-a lipit. Ia poștărița plicul, îl întoarce, se uită și zice, firea e dracu de români. Acum mi-am dat eu seama de ce nu se lipesc. Toată lumea scuipă pe partea alaltă. Vă spun o vorbă așa, să dea bunul Dumnezeu ca bucățica asta de zâmbet care ne-a mai rămas pe obraz să nu reușească derbedei ăștia să ne-o șteargă. Atât vă spun. Vă iubesc enorm de mult. Dacă nu ar mai fi colegii după mine care așteaptă să intre, aș mai sta. Hai să vă spun unul scurt care l-am auzit întâmplător. Poftiți? Bine, bă, dacă vrei, pe aia o zicem. Restaurant 25, ăsta, restaurant de lux, de 5 stele. Și patronul cu o ospătăriță, meserie, facă, o învăța ce înseamnă meserie, arta meseriei, la el în birou. Aia era mai mult în pielea goală decât îmbrăcată, pentru că așa se învață meseria, o iei de la zero. Și îl cheamă pe șeful de sală și spune lui ăla, bă, fii atent aici, ori să vină oamenii care servesc masa la noi de aproape 20 de ani. Vin vreo 50 de surdomuți. Ăia nu vorbesc, bă, iau niște semne, niște râgâituri, semne, urlete, fel de fel de chițăituri, de ce nu înțelegi de la ei că vorbesc prin semnele alea? Vii la mine și îmi spui că ei servesc de viață. Să-i servești ca lumea să nu-i pierdem de clientelă. Să trăi șeful, s-a dus la pac, au venit surdomuții, s-au așezat la masă, la un moment dat unul din surdomuți comandă în ghilimele. Ma, o atea de atea, o atea de atea, o atea de o atea de atea, o atea o atea de atea, 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 o atea de atea. S-a dus la șeful. Wa-ta-ta-ta-wa-ta-ta-wa-ta-ta. A-ta-ta-wa-ta-ta-ta-wa-ta-ta. F-f-f-l-p-r-f. Boule, n-ai înțeles nimic. Franzele, să le tai felii. 10-20 de franzele. Ăsta așa, e salam de Sibiu. Să le faci sandvișuri. Ăstea așa, înseamnă vin, cotești, dealul mare. Adu-le 10-20 de sticle, iar fă sifoane sau apă minerală.
Am înțeles șeful, le-a dus la aia de băut, au mâncat, ei, aveam, pe două ore erau machiți. Comandă unul din surdoți, le-a mai dus de băut, că a înțeles că vor de băut. După încă vreo patru ore se duce către ei să vadă ce fac, ce făceau toți surdomuții. S-a dus la șeful, șefule, toți fac o atatapa, o pang și-și trag cât un pumn în frunte, lasă-i în pace, cântă. Ce fac? Cântă. Ce dracu cântă, șefule? Bă, da bou ești, pușca și curaua lată, ce bărbat am fost odată.